spuneți când sunt mai sigur. Mai comese vreo două, apoi bine. Așa, după aceea, timp pentru întrebări, da? Da. Uh-huh. Hai să acordăm și la timp. Bună ziua, dragi jurnaliști, și bine v-am găsit la un nou club de presă organizat de către Asociația pentru Politică Externă. Prin intermediul acestui eveniment, noi ne dorim să discutăm cele mai importante evenimente care au loc în politica externă și de securitate a Republicii Moldova. Astăzi am decis să discutăm un subiect destul de important, considerăm noi unul dintre cele mai importante subiecte pe agenda de politică externă a Republicii Moldova, și anume relațiile cu Statele Unite ale Americii. Știm că recent guvernul de la Chișinău, autoritățile de la Chișinău și reprezentanții inclusiv ai Parlamentului au făcut câteva vizite la Washington, dar și situația politică din Republica Moldova a generat mai multe discuții, dar și reacții ar partenerilor euroatlantici privind situația din Republica Moldova, dar și anularea alegerilor, rezultatelor alegerilor locale. Astăzi ne propunem să discutăm despre principalele tendințe, dar și direcții de cooperare dintre Republica Moldova și Statele Unite, dar în același timp să punctăm și ulterioarele evoluții, ținând cont de ceea ce se întâmplă astăzi în Republica Moldova, în procesul de europenizare, dar și de implementare a reformelor, care stagnează conform opiniei specialiștilor. O voi ruga pe doamna Ala Roșca, care este expertă asociată la Asociația pentru Politică Externă, să ne prezinte principalele rezultate ale studiului pe care l-a elaborat. Deja o perioadă îndelungată de timp se lucrează la acest studiu și dacă ați putea, doamna Roșca, să vă referiți la principalele direcții de cooperare care au fost până în prezent și care ar putea fi acele consecințe asupra ulterioarei relații pe care Republica Moldova o are cu Statele Unite, și mă refer aici la consecințele situației politice de astăzi de la Chișinău. Da, mulțumim, Victoria, mulțumim pentru această ocazie, pentru Asociația de Politică Externă de a discuta acest subiect foarte important. Dacă ne referim la relația dintre Statele Unite și Republica Moldova, în primul rând vorbim despre relațiile diplomatice, vorbim despre o diplomație economică stabilită între Statele Unite și Republica Moldova, o diplomație populară, diplomație stabilită între programele culturale și, bineînțeles, acele contacte personale care se stabilesc în relațiile dintre diferite persoane din Republica Moldova și cetățenii din Statele Unite. Dar ca să le luăm pe rând, o relație diplomatică a fost stabilită după desființarea Uniunii Sovietice și acel Freedom Support Act, cunoscut
care a punctat traseele de colaborare dintre Statele Unite și fostele republici sovietice, astfel Moldova, fiind în același cadru instituțional, diplomatic și economic, ca și celelalte foste republici socialiste. În acest caz, Republica Moldova a fost susținută de Statele Unite de la începuturile independenței sale, Statele Unite fiind acea puncte de legătură, de politică externă pentru fostele țări, fostele republici sovietice. După semnarea acordului de asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană și de CAF, Statele Unite au delegat, deci liderismul, poziția de lider în colaborarea externă pentru Republica Moldova Uniunii Europene, susținând întru totul integrarea europeană a Republicii Moldova și asigurând în același timp suportul pentru reformele democratice, pentru asigurarea securității, pentru asigurarea reformelor pentru piața liberă în Republica Moldova și, bineînțeles, acordând suport pentru dezvoltarea programelor de diplomație publică în Republica Moldova. Deci, după acele evenimente din 2014, a furtului miliardului și a crizei bancare, oricum Statele Unite a ținut calea diplomatică și colaborarea între Republica Moldova și Statele Unite. După alegerea unui nou guvern, Fondul Monetar Internațional a acordat Republicii Moldova un ajutor pe 3 ani de 178 milioane de lei. Deci Fundația Statelor Unite Internațională de Dezvoltare a acordat 27 de milioane de lei pentru susținerea reformelor în Republica Moldova, pentru promovarea în continuare a deci dezvoltării, inclusiv a pieței libere și a combaterii, deci dezinformării care este din partea Federației Rusie în acest spațiu, deci inclusiv și pentru Republica Moldova. Dacă ne referim la relațiile de securitate, atunci acestea ar fi marcate de încheierea a dialogului strategic între Republica Moldova și Statele Unite, care a ridicat la un nou nivel colaborarea dintre Statele Unite și Republica Moldova pe nivelul colaborării strategice, pe nivelul colaborării dintre asigurarea crizei energetice și constituirea unei comisii mixte de colaborare în domeniul comerțului. Acest dialog a fost revitalizat după evenimentele din Ucraina. În 2017, vizita lui Bridget Brink în Moldova, a fost revitalizat acest dialog strategic, care în mare parte presupune o colaborare între diferite departamente și diferite ministere din Republica Moldova și Statele Unite ale Americii. Asta înseamnă că reprezentanții diferitor ministere din Republica Moldova au accesul direct la cei sau alți reprezentanți din Statele Unite și ei sunt invitați la luarea deciziilor, ei sunt invitați la discuțiile și dialogurile referitoare la elaborarea strategiilor în această regiune și, în mare parte, asta asigură posibilitatea de o colaborare benefică. În acest caz, evident că Statele Unite acordă și ajutorul financiar și suportul diplomatic, enunțând anumite criterii și enunțând anumite condiții.
promovarea reformelor în țară și, în primul rând, eradicarea corupției la toate nivelurile, plus promovarea reformelor economice și asigurarea unei concurențe libere în diferite domenii. Sunt acele câteva priorități și acele câteva condiții pe care Statele Unite le punctează în cadrul colaborării dintre Republica Moldova și Statele Unite. În acest caz, Moldova este inclusă în acel parteneriat strategic. Moldova beneficiază și de o asistență în domeniul securității, inclusiv și prin colaborarea planului individual de acțiuni dintre Republica Moldova și Alianța Nord-Atlantică. Statele Unite în același timp promovează susținere și colaborare pentru reforma din sectorul de apărare din Republica Moldova și prin colaborarea cu statul Carolina de Nord, și în același timp acordă suport pentru acele unități pacificatoare care participă la diferite operațiuni de pacificare din regiune. În același timp, Statele Unite participă la promovarea, deci reformei în sectorul de securitate și trecerea la o armată profesionistă în Republica Moldova. Deci, acestea fiind spuse, putem să zicem că în sectorul diplomatic, în sectorul de colaborare, Statele Unite continuă să țină linia de dialog deschisă, indiferent de acele sau alte realități și acea diviziune în cazul deci situației politice interne din Republica Moldova, când ne referim la o orientare pe vectorul politicii interne externe, o diviziune internă pe factorul extern, când ne referim la promovarea orientării pro-ruse de către președintele țării și deci orientarea pro-europeană a Parlamentului în cazul dat. Vizitele de ultimă oră a reprezentanților din Chișinău, a prim-ministrului și delegația guvernamentală și acele aprecieri care au fost date de către deci reprezentanții Guvernului Statelor Unite sunt în acordanță, sunt în corelație cu acea orientare a oficială a Statelor Unite ale Americii de a susține reformele democratice și, în primul rând, de eradicarea corupției. Mesajul clar, organele judiciare nu trebuie să fie influențate din punct de vedere politic, trebuie să fie independente și trebuie să aibă ca ghidare profesionalismul și legislația în vigoare. Este un mesaj foarte clar, este un mesaj prompt și este un mesaj foarte dur care este adresat guvernării de la Chișinău în acest caz. Dacă ne referim în continuare despre colaborarea economică dintre Statele Unite și Republica Moldova, putem să definitivăm o colaborare dintre o putere economică globală și un stat mic cu o economie mică care pe plan politic și economic în mare parte nu este capabilă să inițieze atât de multe evenimente de politică externă.
Statele Unite ocupă locul 19 în lista țărilor de comerț cu care Republica Moldova face comerț. Deci, analizând, putem vedea că este interesant să poziționăm o economie în dezvoltare, cum ar fi China. Și am vedea că Republica Moldova importă din China de 10 ori mai mult decât din Statele Unite, ce este un alt caz interesant de analizat. În același timp, dacă ne referim la ajutoarele pe care le acordă Statele Unite pentru Republica Moldova, atunci vedem că Statele Unite este ca țară unul din cei mai mari donatori pentru Republica Moldova. Nu mă refer la alte organizații sau reuniuni de țări sau instituții internaționale, cum ar fi Banca Mondială, Fondul Monetar Internațional și așa mai departe. În acest caz, deci unul din proiectele care le-a avut Republica Moldova prin Agenția Statelor Unite de Dezvoltare Internațională, USAID, a fost Compact, deci proiectul Millennium Challenge Corporation, timp de 5 ani implementat în Republica Moldova cu un total de 262 de milioane de dolari în domeniul infrastructurii, în domeniul irigației și în domeniul dezvoltării agriculturii de înaltă valoare. Deci, după încheierea programului, toate țările care au participat sunt eligibile să participe la Compact 2, să aplice pentru Compact 2, cu condiția că toți cei 20 de indicatori care sunt pentru monitorizarea implementării primei tranșe a proiectului să fie mai ridicați decât nivelul regional. Moldova se descurcă bine după analiza deci făcută la mai mult de jumătate din indicatori, adică la 12 dintre ei, dar în același timp o condiție o condiție necesară, strict necesară, este de a avea indicatorii la indicatorul corupției de a fi mai ridicat în acest caz, mai ridicat decât în nivelul mediu. Moldova nu a reușit această performanță, deci asta o face pe Moldova ineligibilă să aplice pentru Compact 2, cu toate că ceilalți indicatori, mai mult de jumătate, au fost îndepliniți și deci tările de seamă indică că Moldova s-a isprăvit la capitolul ăsta, dar în același timp nu este eligibilă pentru participare la proiectul următor. Vorbind despre investițiile în Republica Moldova, a businessmanilor, a oamenilor de afacere din Republica Moldova, din Statele Unite în Republica Moldova, nu ne referim numai la faptul că Republica Moldova este o țară mică și că deci economia nu prezintă o posibilitate enormă de investiții, ne referim și la acele rapoarte pe care deci Statele Unite le face referitor la acel peisaj investițional în Republica Moldova. Rapoartele de ultimă oră indică că peisajul investițional este șubret și nu este stabil, din considerentul că situația politică este instabilă, din considerentul că există această divizie în societate, nu este o unitate socială în țară și în acest caz experții americani într-un fel avertizează oamenii de afaceri din Statele Unite referitor la riscurile și posibilitățile care sunt pe piața din Republica Moldova.
Statele Unite fiind unul din cei mai mari investitori în lume pe plan global, nu este același caz și pentru Republica Moldova. În 2017 erau 398 de întreprinderi cu capital american în Statele Unite și investițiile erau de aproximativ 48 milioane de dolari, cu o cifră nu atât de mare. Deci, dacă ne referim la posibilitățile și se întreprind unele măsuri în Republica Moldova de a informa acele posibilități de investire pentru investitorii străini, de a orienta, să zicem, posibilitățile financiare ale businessmanilor străini în acele sau alte domenii care sunt de viitor în Republica Moldova. Ministerul Economiei orientează pe zonele de liber schimb, face miză și pe viitorul acelor companii IT din Republica Moldova care poate să devină interesante pentru investitorii străini. În același timp urmează iarăși ca Republica Moldova, ca deci oficialii guvernamentali să înțeleagă foarte bine că acele condiții care sunt puse și acele raportări și acele rapoarte care indică nivelul cât de eligibilă este piața din Republica Moldova ca să asigure investițiile străine, joacă un rol cel mai important. În cazul businessmanilor americani este și mai important legătura la nivel personal. Dacă au un exemplu eficient și poate să-și întrebe un coleg dacă a mers bine afacerea și dacă este profitabil și dacă este sigur să investească, atunci asta tot mult face la nivelul personal, deci astfel de relații, astfel de sfaturi în cazul relațiilor de business. Ca foarte pe scurt să mă refer și la contactele și la diplomația populară și la acele eforturi pe care le face Statele Unite, le fac Statele Unite referitor la programele culturale, programele schimbului de profesori, de studenți, sunt alocate sume importante pentru programele media, inclusiv din Republica Moldova pentru jurnaliști. În același timp vorbim despre programele pentru studenți, pentru elevi și așa mai departe. O analiză a cifrelor corespunzătoare dă dovadă de faptul că cei care pleacă pe aceste programe reprezintă un număr foarte mic și după întoarcerea în țară nu există un mecanism bine pus la punct de a promova această experiență a persoanelor bine instruite în străinătate și care ar putea să transmită iarăși de la om la om acea experiență acumulată în Statele Unite. Acesta este un moment foarte important când ne referim anume la scopul programelor inițiate de Statele Unite. În același timp vreau să mă refer că acele proiecte care sunt pentru jurnaliștii din Republica Moldova includ iarăși un număr nu prea mare și de multe ori deci piața mediatică nu sesizează acea schimbare prin aceste proiecte și prin aceste programe. Analiza indică că în mare parte mesajul care vine, mesajul informațional care vine din partea Federației Rusie, inclusiv prin canalele mass media care retransmit canalele din Rusia, predomină și s-ar impune în mare parte o
prezență a unui canal din Occident care ar promova valorile occidentale, care ar promova deci aspirația europeană a Republicii Moldova în limba română, inclusiv și în limba rusă. Dar, deci, ca la sfârșit să folosesc, deci să mă folosesc de moment că suntem și în perioada fotbalului, probabil că este binevenit să zic că mingea este pe terenul Republicii Moldova, promovând reformele și deci contând pe eradicarea corupției și implicarea societății civile. În acest caz, Statele Unite poate să asigure susținerea pentru Republica Moldova. Doamna Roșca, vă mulțumesc foarte mult, dar dacă este să ne referim și la la o declarație care a fost făcută pe pagina Ambasadei Statelor Unite în Republica Moldova și care se referă și la relația politică dintre Republica Moldova și Statele Unite, deci practic purtătoarea de cuvânt a ambasadei menționează că decizia netransparentă a Curții Supreme de Justiție a Moldovei de a menține decizia de invalidare a alegerilor primarului Chișinăului din 3 iunie reprezintă o amenințare la adresa democrației în Republica Moldova. Dumneavoastră, de asemenea, v-ați referit la faptul că Republica Moldova nu este eligibilă la programul Compact Millennium Challenge Account datorită faptului că nu s-au făcut acele reforme în domeniul anticorupției care să ne dea nouă posibilitate de a accede mai departe la alte programe de dezvoltare. Dacă ați putea să vorbiți, în primul rând, ce fel de mesaj este acesta, pentru că deja observăm că se vorbește direct și se spune direct lucrurilor pe fața autorităților de la Chișinău. Ce impact vor avea aceste declarații ulterior pentru relația dintre Republica Moldova și Statele Unite, dar și pentru asistența de dezvoltare oferită de către partenerii euroatlantici? Deci este un mesaj dur, este un mesaj concret, este un mesaj care vizează direct acele probleme care există în sistemul de jurisprudență din Republica Moldova și în același timp, deci nu este pentru prima dată când organismele internaționale își sistează susținerea pentru Republica Moldova. Cunoaștem cu toții că după deci scandalul bancar în Republica Moldova, Uniunea Europeană, România și-au sistat deci acele tranșe următoare care trebuiau să vină pentru Republica Moldova. În acest caz, Statele Unite deci atenționează demnitarii și oficialii guvernamentali din Republica Moldova referitor la acele probleme care există din cadrul justiției, dar în cazul dat justiția care este deci în mare parte influențată politic, ceea ce o democrație presupune divizarea deci puterilor în stat și justiția, forța judiciară urmează să fie una independentă și neafiliată politic. Este un mesaj și pentru deci liderii politici care presupun că ar putea să se pregătească în felul ăsta să facă o testare pentru alegerile din toamnă ca să vadă care mecanisme și care posibilități ar lucra mai bine deci și în perioada campaniilor electorale. Este o avertizare clară deci că se spune lucrurilor pe nume, că astfel de manipulări și astfel de influențe nu o să meargă și în acest caz cred că iarăși mă refer, oficialii din Republica Moldova urmează să iei cont, să țină cont de aceste mesaje. Credeți că situația actuală ar putea destabiliza inclusiv și acele politici de reintegrare ale țării, pentru că totuși Statele Unite de asemenea au acordat asistență majoră acelor mecanisme de întărire a încrederii? Credeți că există un anumit pericol în acest sens, că Federația Rusă își va
practic va înmulți acele mecanisme care sunt în Republica Moldova pentru a menține conflictul unul înghețat. Mă refer la faptul că destabilizarea situației din Republica Moldova nu este nu este o situație favorabilă pentru nicio parte. În cazul dat, pentru Republica Moldova, este oameni în țară în continuare și în cadrul alegerilor care se preconizează pentru sfârșitul anului curent. Este o situație referitor și la conflictul înghețat din Transnistria, cu toate că și Națiunile Unite a sesizat aspectul ăsta a menținerii suveranității și integrității Republicii Moldova prin rezoluția hotărârii referitor la conflictul din Transnistria, și în cazul ăsta, deci pentru partenerii internaționali, menținerea păcii și o bunei continuări a reformelor democratice, la fel este calea care ei ar dori să o parcurgă pentru Republica Moldova. Și în acest caz, deci faptul că deci situația este instabilă în Republica Moldova poate să joace numai acelor forțe care urmează idiomul divizează și domină, organizează divizări în societate și în acest caz poți mai ușor să obții victoria. Mă refer, deci în cazul ăsta, la Federația Rusă, care în felul ăsta poate să intensifice acele pârghii de influență, de propagandă, de manipulare, nu numai prin mass media, dar și prin diferite alte forțe a societății civile, a instituțiilor pro-ruse și a partidelor respective. Cu siguranță, instabilitatea din Republica Moldova nu este atractivă nici pentru cetățenii Republicii Moldova de pe malul stâng, dar și nici pentru partenerii noștri euroatlantici. Vă mulțumesc foarte mult și acum aș vrea să deschid runda de întrebări și răspunsuri. Vă rog, dacă sunt întrebări din sală. Nicolae, mă numesc. Sunt reporter la Național 4. Eu aș vrea să vă întreb despre situația din momentul de față în legătură cu relațiile dintre SUA și Republica Moldova. Dumneavoastră ați vorbit, dar vreau să concretizăm încă o dată despre situația în momentul de față în contextul alegerilor invalidate locale din municipiul Chișinău și a conflictului de natură politică deocamdată sau geopolitică dintre președinte și celelalte două instituții supreme ale statului. Ce părere aveți dumneavoastră despre asta? Și cum analizați, reiterez, situația din momentul de față a relațiilor în contextul dat dintre SUA și Republica? Deci, Statele Unite susține procesul democratic din Republica Moldova. Statele Unite la momentul actual vedem și din declarațiile respective că dacă declarațiile la momentul când a fost schimbat sistemul electoral în Republica Moldova a ambasadorului Statelor Unite a fost un pic mai liniștit, tonalitatea a fost mai liniștită la acel moment, cu toate că s-a atenționat despre faptul că deci guvernanții de la Chișinău n-au ținut cont de acele deci adresări ale Comisiei de la Veneția. Atunci vedem că tonalitatea s-a schimbat de moment ce alegerile locale din Chișinău nu au fost validate. Tonul a devenit cu mult mai brusc, cu mult mai sever și declarațiile au devenit cu mult mai deci tari în acest context și bineînțeles că asta este o avertizare și pentru acele evenimente care urmează, mă refer la deci alegerile de la sfârșitul anului curent.
În același timp, vedem, dacă analizăm pe parcursul acestor ani poziția Statelor Unite, vedem că Statele Unite menține o linie de colaborare, menține o linie deschisă pentru dialog. Și în același timp, deci presupun că în felul ăsta, evident că Statele Unite a susține o variantă echilibrată a dezvoltării situației politice și sociale de la etapa actuală. În caz dacă au loc niște tensiuni și o înrătățire a situației, probabil că Statele Unite vor monitoriza și vor ține, deci vor observa toate acele evenimente care au loc în Republica Moldova. Ambasada de pe teritoriul Republicii Moldova reprezintă interesele Statelor Unite, nu se implică în deci politica internă a statului Republicii Moldova și în acest caz deci oficialii americani monitorizează și își exprimă părerea referitor la cele care se întâmplă în Republica Moldova. Dacă îmi permiteți, aș vrea să vă răspund și eu la această întrebare. Observăm o tendință în ultima perioadă de timp că se vorbește foarte mult despre Federația Rusă ca o amenințare pentru Republica Moldova, dar și pentru regiune, ținând cont și de situația care a avut loc în Ucraina și conflictul care a izbucnit în partea de est a Ucrainei în anul 2014 și anexarea Crimeei. Însă trebuie să menționăm faptul că Republica Moldova niciodată nu a declarat Federația Rusă în calitate de agresor, la fel cum a făcut-o Georgia și Ucraina, deci practic noi vorbim despre niște amenințări, dar nu stipulăm foarte clar dacă statul Federația Rusă este un agresor pentru Republica Moldova sau nu, deci practic noi vorbim despre anumite speculații. Știm foarte bine că Federația Rusă influențează Republica Moldova, dar în același timp acestea sunt declarații făcute din perspectiva de soft power și mai puțin declarații făcute la nivel de autorități, ceea ce presupune că nici politicile pe care le avem nu sunt construite în așa fel încât să vorbim despre o securitate a statului care este foarte bine înțeleasă și integră. Deci, practic, ceea ce vorbim noi în momentul de față sunt stipulate anumite amenințări care vin din exterior, dar în același timp se ignoră acele amenințări care sunt din interior și anume mă refer aici la reforma justiției, la reforma anticorupției care creează acel spațiu integru care în principiu ar putea să creeze după aceea și o zonă de securitate și de stabilitate pentru Republica Moldova. Din păcate nu se pune accent anume pe această componentă și anume reforma sectorului de securitate, care conține mai multe elemente, inclusiv transparența justiției, instituții de anticorupție care să fie funcționale și care până la urmă reprezintă acea protecție pe care o are statul din interior, astfel încât să poată face față acelor amenințări care vin din exterior. Odată ce noi vorbim speculativ despre aceste amenințări și le exprimăm și partenerilor noștri euroatlantici, cu siguranță se creează o anumită zonă de instabilitate din punct de vedere al securității în regiune și acest lucru consider eu că nu contribuie foarte mult la modernizarea și dezvoltarea Republicii Moldova, dar și la parcursul său european. Pentru că primul lucru pe care îl spun partenerii euroatlantici este ca pentru ca să accezi într-o instituție europeană, precum este Uniunea Europeană, trebuie să ai un mediu de stabilitate. Atât din punct de vedere a securității frontierelor, a securității interne, dar și din punct de vedere a reformelor pe intern, ceea ce înseamnă reforma justiției, reforma în corupție, o economie stabilă, dar și o societate prosperă. Mai sunt întrebări? Eu pot să mai concludez, da, vă rog. Dar aici nu am discutat. Mă bucur foarte mult că ați punctat faptul că factorul principal de stabilizator în Moldova este ține de interior. Deci așa reforma justiției, reforma educației, care din punctul meu de vedere este foarte importantă, sau despre faptul că noi nu am catalogat niciodată sau nu am afirmat că Rusia este stat agresor atâta timp cât aparent deține un control
asupra Transnistriei, pe care, din păcate, Moldova nu a controlat-o niciodată, să nu ne ferim frontierele, nu le-a controlat-o niciodată. Dar ăsta este un alt subiect de discuție. Voiam să vă întreb despre un cadru mult mai larg, al relațiilor dintre Statele Unite și Republica Moldova, care ține de politica izolaționistă a președintelui Donald Trump, în contextul unor declarații, bine, sunt declarații, pe care le-a făcut și la întâlnirii oficiale de la MENAP, precum că, sau am și văzut acele sancțiuni impuse pe aluminii și oțel impuse în Uniunea Europeană și Uniunea Europeană la rândul ei a reacționat. Deci există o politică izolaționistă din partea Americii, care ușor, ușor se retrage din Europa și implicit s-ar putea, cred eu, să afecteze atât România, care este partenerul strategic al Statelor Unite, cât și Republica Moldova. Da, n-am reușit să mă refer la faptul că acel mesaj al candidatului Trump, când deci era America în primul rând, și președintele Trump, care continuă aceeași politică, deci izolaționistă, și aceeași politică și în domeniul migrației, și în domeniul economic, și în domeniul colaborărilor cu vecinii și cu partenerii și cu partenerii strategici, inclusiv, nu este atât de binevenită pentru partenerii internaționali, nu este atât de binevenită nu numai pentru oficialitățile guvernamentale din țările respective, cât și într-un fel deziluzionează și masele și populația din aceste țări. Deci, pe acest nivel, vreau să vă zic că și în Statele Unite situația nu este cu mult diferită. Deci, campania electorală și președintele, deja președinte Trump, a fost ales cu votul un pic mai puțin de majoritatea cetățenilor din Statele Unite. Deci, în acest caz, nu reprezintă exact și acea dorință și acea năzuință a întregului popor american. Declarațiile președintelui care sunt făcute și acei pași concreți deja care sunt întreprinși, în primul rând, au avut ca scop o continuitate a politicii Statelor Unite, când deci Statele Unite participă în instituțiile internaționale, când Statele Unite deci subvenționează proiectele internaționale și pe un anumit moment, deci pe plan internațional, pe plan global, istoria ne învață că orice deci puteri mari explodează la un anumit moment din cauza poverii economice pe care nu o mai pot suporta. Mizând pe acest val de orientări, deci președintele a lansat această lozincă că urmează să ne orientăm și spre populația din Statele Unite și spre acele interese, inclusiv economice, a fiecărui cetățean din Statele Unite. În același timp, o altă abordare, dacă asta este o abordare realistă în relațiile internaționale, o altă abordare ar presupune o abordare liberală, colaborează deci cu partenerul tău și în acest timp ambii veți câștiga. Pe parcursul istoriei, o schimbare de președinți a Statelor Unite asigură acea dezvoltare în continuare a colaborării dintre Statele Unite și alte țări și în acest caz, deci președintele Trump fiind un reprezentant a Partidului Republican lansează acest mesaj referitor la deci asigurarea intereselor Statelor Unite în primul rând. Cum afectează aceasta relațiile cu partenerii și cum va afecta aceasta relațiile economice
strategice, politice, diplomatice cu diferite țări urmează de văzut. În același timp vreau să zic că dezvoltarea în continuare a relațiilor se bazează pe realizarea intereselor diferitor țări. Când ne referim la colaborarea dintre Statele Unite și Republica Moldova, de exemplu, urmează să luăm în considerație interesele Statelor Unite și interesele Republicii Moldova. Moldova urmează să-și promoveze interesele în cazul relațiilor economice, strategice, politice și așa mai departe, dar să nu uităm că interesele Statelor Unite se promovează în același timp în relațiile cu celelalte țări. Nu mă refer la faptul că deci Statele Unite poate să impună unilateral unele sancțiuni sau poate să impună unilateral sistarea anumitor acorduri care au fost încheiate, internaționale, încheiate inclusiv anumitor obligațiuni luate de Statele Unite în acest caz. Dar, în același timp, nu trebuie să ne referim la faptul că Statele Unite nu urmează să-și promoveze interesele sale. Deci în cazul ăsta urmează să vedem acel echilibru și acea colaborare mutuală dintre diferite țări și Statele Unite. Asta este deci răspunsul referitor la colaborarea dintre Statele Unite și alte țări. Dacă mai sunt și alte întrebări, vă mulțumesc foarte mult. Atunci, doamna Roșca, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru efortul depus în elaborarea acestui studiu și vă așteptăm cu drag la un nou club de presă organizat de către Asociația pentru Politică Externă. Vă mulțumesc și la revedere! Da, mulțumim! Да, вот так.